Care sunt perspectivele reindustrializării României și în ce sectoare? România este foarte bine corelată pentru a-și dezvolta industria, dar trebuie să înțelegem că industria, așa cum o știam înainte de 1989 sau așa cum o raportam după anii 90, industrie grea, industrie de prelucrare a mașinilor care produce autovehicule, utilaje grele, nu o să mai existe în forma pe care noi o știam. Sectoarele de perspectivă la care România se poate corela sunt cu predilecție cele din domeniul IT și de tehnologie care presupune atât informatică și digitalizare. Din punct de vedere geostrategic, țările lumii au fost tot timpul preocupate fie de o ordine militară, fie de o ordine economică. Acum o să fie o ordine tehnopolară, în care țări mici, dar cu o tradiție intelectuală, așa cum este România, își pot găsi un loc important pe hartă. România să își dezvolte hub industriale, parcurile logistice și să completăm cererea internațională care există în materie de aplicații, de soft. Ca să vedeți cât de bine poate să se dezvolte România în acest sens, vă spun doar că... China, la ora actuală, a reușit să facă pasul de broască, să bypaseze uh, marile companii producătoare de mașini din Europa, în speță din Germania și chiar pe clasa de automobile de lux, care produc automobile electrice, prin calitatea softului. În mod incredibil, în ciuda uh, experienței pe care o au, companiile producătoare de mașini din Europa nu au reușit să facă niște softuri calitative care să se updateze în timp real și care să permită clienților să-și facă update-ul de acasă. China a reușit acest lucru. România poate să ajute în acest sens ci să și să-și dezvolte cu precădere o industrie IT și o industrie complementară pe digitalizare mai mult decât o știm noi. Faptul că industria prelucrătoare ocupă o pondere mai mică din PIB nu are o corelație directă cu nivelul de trai al unei țări în epoca actuală. Care sunt acele povești de succes din sectorul industrial care v-au atras atenția cel mai mult? Poveștile de succes uh, nu prea au loc fără un ajutor instituțional. În toate țările în care economiile au avut boom, statul a fost foarte prezent. Nu spun prin asta că ar trebui să renunțăm la o abordare de deschidere și de economie de piață și să ne întoarcem către dirigism economic și intervenționism. Dar industriile, la început, când sunt în stadiu de fașă, trebuie să fie ajutate și sprijinite de către stat. Au fost mai mulți antreprenori români care au avut succes în industriile ușoare. Au beneficiat în anii 90 încă de o forță de muncă relativ înalt calificată și în industria ușoară, România. A produs textile și haine de înaltă calitate. În egală măsură, România a reușit să apară pe harta lumii din punct de vedere al calității aplicațiilor care sunt folosite pe telefoanele mobile. Să nu uităm că până în 2007-2010 conceptul de smartphone era încă la începuturi și aplicațiile nu erau esențiale, dar în ultimii. 10-12 ani, aplicațiile sunt aproape mai importante decât, decât telefonia mobilă. Există companii românești care produc atât jocuri pe calculator, aplicații soft pentru industrie de orice fel și, în special, aplicații pentru, pentru telefonia mobilă. De asemenea, mai sunt povești de, există povești de succes în industria alimentară fără să o suprapunem cu agricultura, în care oameni care aveau know-how și aveau oameni pregătiți cu ajutor de la stat, cu ajutor din partea fondurilor europene nereambursabile și mulți dintre ei cu economii, au reușit să producă uh, produse alimentare de calitate pe care să le exporte. Mai sunt interesați tinerii de o carieră în domeniul industriei? Tinerii, astăzi, uh, sunt uh, și ei supuși uh, unui, uh, unui trend de uh, reducerii atenției pe care o manifestă în timpul studiului, de viteză a, a transferului de date, de viteză a mișcării capitalului și a muncii, ceea ce îi face și pe ei să își dorească să atingă profesional și material niște rezultate uh, foarte rapid. Sunt interesați de industrie, în special de industriile care au legătură cu sfera digitală și industriile conexe sferei serviciilor, industriilor care sprijină sectorul terțiar.